Au mai rămas 10 zile până la Crăciun, iar pregătirile de sărbătoare sunt în toi. În sectorul 6 al capitalei, locuitorii au ocazia să-și achiziționeze bradul perfect pentru Crăciun la cele 4 târguri de braz organizate de primăria de sector. Sunt braz pentru toate buzunarele, cu cetina bogată și cu miros de sărbătoare. Prețurile pornesc de la 69 de lei și ajung la 350 de lei în funcție de înălțime. Ce brad vă place de aici? Ăsta, că e mic. 79 de lei? Îl veți împodobi după aceea acasă? Deocamdată îl pun în apă și aproape de Crăciun. Ce vă place mai mult, bradul natural sau artificial? A, în niciun caz artificial. În niciun caz artificial. Normal, natural. În primul rând, care și miros. Și simți altfel, nu știu, când și miroase brad în casă, chiar simți că este Crăciun. Târgurile de brazi sunt deschise zilnic între orele 8 și 21 până pe 25 decembrie. De lângă brad nu pot lipsi cadourile. Locuitorii sectorului 6 pot găsi daruri pentru cei dragi la târgul de Crăciun din Crângaș. Foarte frumos, da, și atmosfera și tot, ca de sărbători. Doamne ajută, sărbători fericite și tot ce vă doriți. A diverse produse de astea de Crăciun. Cum vi se pare târgul față de anii trecuți? Mai sărăcăcios, să știți că e. Mai sărăcăcios. Produsele tradiționale cum sunt? Sunt bune, sunt foarte bune. Da, sunt și scumpe. Așa că... Ce ați cumpărat? Am cumpărat niște Kaiser, niște cașcaval, da. Foarte bune, dar sunt scumpe. La târgul de Crăciun din Crângaș, accesul este liber, fără certificat verde, însă cu purtarea măștii de protecție și păstrarea distanței în cazul în care spațiile sunt aglomerate.